Dragilor, bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi avem update 5 din sezonul 2 pentru Project Pen Roulette. Este ultimul update, următoarea următorul videoclip pentru acest uh, proiect va fi finalul. Așa că nu am să mai introduc produse noi în acest proiect. Am să vă arăt ce am realizat cu produsele existente până acum și voi continua cu ele mai departe. Așa că haideți să vedem ce am realizat cu fiecare în parte. Prima categorie, rujul preferat, eu am rujul Jordani Gold Jewel în nuanța Beige Suite, l-am folosit de 3 ori în ultima perioadă, dintr-un total de 35 de utilizări, începând din 2021 și până acum. Este un ruj ok pe care mi-am propus să-l termin și pe care nu am reușit, din păcate. Eu am mai terminat la un moment dat un ruj exact în nuanța aceasta, dar Acum, parcă în ultima perioadă și după ce a fost pandemia, am cam renunțat la ruj. Cea de-a doua categorie, un produs pentru sprâncene, eu am creionul de la Avon Mark, l-am folosit de 6 ori în ultima perioadă, dintr-un total de 133 de ori. Atât mai am din el, scopul este să-l termin, nu știu dacă voi reuși sau nu, dar din 2021 și până acum l-am folosit doar de 133 de ori cea de a treia categorie, un produs pentru ochi colorat. Eu am fardul stick de la Oriflame în nuanța Full Burgundy. L-am folosit în ultima perioadă o dată dintr-un total de 5 utilizări din 2021 și până acum. Cea de-a patra categorie, un produs cu pompă, eu am baza iluminatoare de la Jordani Gold, pe care în ultima perioadă nu am folosit-o deloc, iar în total din 2021 și până acum a fost folosită de 5 ori. Este o bază bună, dar nici nu prea m-am machiat și când m-am machiat am folosit o altă bază și asta cumva a rămas neatinsă, dar este un produs ok. Cincea categorie, cel mai vechi produs pentru buze din colecția ta și acesta este produsul cel mai vechi pe care eu l-am și este scrabul de buze de la Love Nature. L-am folosit în ultima perioadă de 11 ori, dintr-un total de 11 utilizări. L-am introdus în update-ul trecut, deci poate reușești și să-l termin până la sfârșitul anului, dar vedem. Iar ultima categorie, un produs cumpărat din farmacie, eu am ales la Roche poze Cica Plast pe B5, L-am folosit de 6 ori dintr-un total de 6 și s-a terminat. Este un produs introdus recent, adică în update-ul trecut, dar fiind atât de micuț, mi-a fost ușor să-l termin. Eu l-am folosit pentru zona ochilor, pentru că am zona de sub foarte uscată și acesta a făcut o treabă minunată. Deci, cum am spus, e gata. Și cam asta e toată realizarea cu acest proiect. Eu nu mai lungesc vorba că n-am nimic interesant de spus, așa că vă mulțumesc de vizualizare, vă doresc o săptămână frumoasă, vă pup, pa, pa!